Genul programului News Magazine. Iată-ne din nou via Skype, de această dată ajungem în România. Am plecat din Canada, ajungem în România, suntem la Covasna și suntem în atelierul pictorilor Cornelia și Matei Schintei. Vorbim cu Matei, de această dată Cornelia va picta. O salutăm, ne bucurăm că este și ea prezentă. De fapt, îi salutăm pe amândoi. Vă salut, dragii mei! Vă salutăm! Vă salutăm de la Covasna! Și noi vă salutăm! Cum sunteți? Foarte cum sunteți bine. Și ce faceți? Suntem foarte bine și muncim. Ne trece mult mai ușor. Așa au trecut și cei 20 de ani. Muncim! Da, pentru că este un moment aniversar pentru voi, dragii mei. Sunt 20 de ani de când cei doi sunt pictori iconari. Da, de iconari de iconografie intensivă. Suntem în slujba poporului, răspundem tuturor solicitărilor, cu drag. Ce ați făcut voi? Haideți să o luăm, nu în cei 20 de ani, eu să vă întreb și despre cei 20 de ani, dar v-aș întreba în această vară, în această perioadă, complicată pentru noi toți, așa și începe dialogul de astăzi. Cum ați trecut această perioadă? Cum vă este? Păi mă gândesc că te referi la această situație mai specială prin care toți trecem, generația așa noastră. Așa este. N-a avut ocazia să pățească așa ceva, dar iată că suntem martori, participanți la o pandemie care a afectat pe tot omul de pe planetă. Nu există om care să nu fie afectat. Dar să vă spun ceva, dragi prieteni. Noi am fost pregătiți pentru autoizolare sau pentru izolare de acum 20 de ani, de când am intrat în iconografie. Și dacă pentru mulți perioada aceea de stare de urgență a fost un chin și a fost o pedeapsă, pentru noi a fost mai ușor. Ne-a ajutat Dumnezeu pentru că noi ne-am retras acum 20 de ani în chilia aceasta, în atelierul nostru de iconografie. Și într-un fel am fost pregătiți. Psihic, vreau să spun. În afară de faptul că a trebuit să ieșim cu o hârtiuță pe care nimeni niciodată nu m-a controlat sau n-am avut nevoie de a eu personal, în rest, mari modificări în viața noastră nu au fost. Pentru că, îți spun sincer, noi normele de igienă le-am respectat de mici copii. N-am avut acea, să zicem, acel stres că vai ne pune să ne spălăm pe mâini, să ne punem măscuță sau ceva de genul. Am fost Dumnezeu ne-a pregătit, uite, mai de mult timp pentru așa ceva. Cred că am avut mai multă liniște, că n-am mai ieșit, n-am mai expus niciunde și cu ocazia asta am avut timp să lucrăm mai mult. Cred că noi, artiștii pictorii, ramura pictorilor, au avut mai mult timp de atelier. Nu mă refer la ceilalți artiști, actori sau cântăreți, pentru ei a fost mult, mult, mult mai greu. Dar pentru noi, pictorii, cred că a fost o perioadă în care am putut să ne regăsim, am putut să lucrăm mai mult și e important pentru un pictor să stea mai mult la atelier. Decât, știi, când e vremea frumoasă, îți vine tot să ieși, să pleci. Acum... Așa este. Asta vreau să spun, pentru că, de fapt, momentele astea când poți să lucrezi sau când trebuie, știi, te îndeamnă parcă să ieși mai mult, îți dorești mai mult să fii afară, îți dorești mai mult să fii cu prietenii, îți dorești mai mult să-ți vezi familia extinsă. Exact, și e foarte greu pentru cei care au această obișnuință, pasiunea de a călători. Și noi avem această pasiune. Dar foarte interesant este că această pandemie vine într-o perioadă în care internetul este global și ne-a ajutat foarte mult să fim în legătură cu familia, cu prietenii. Avem videotelefon, ceea ce era SF pe vremea copilăriei noastre. Poate gândeam că niciodată nu o să se inventeze un telefon să-ți vezi aproapele, care de fapt e la distanță de mii de kilometri. Ați pomenit de Canada.
avem prieteni acolo, avem clienți acolo, avem o legătură foarte strânsă cu Canada. Canada începe tot cu litera C, Covazna tot cu litera C, așa? Mai greu atunci când ți se interzice. Exact. Când se spune impune. Nu, nu ai voie, atunci te apucă dorul, atunci te apucă dorul de a ieși, de a-ți vedea prietenii. Dar stau și mă gândesc, cel puțin la noi, au trecut săptămâni și luni, poate când n-am ieșit și nu ne-a fost așa dor. Dacă se spune nu, nu. Atunci noi Eu nu sunt o persoană adeptă neapărat a cumpărăturilor. Nu sunt genul de femeie care îmi place să pierd ore întregi prin mall, să alerg, să mă duc, să... Nu, nu-mi place asta. Îmi place să călătoresc, îmi place să văd locuri, oameni, mai ales călătorie. Îmi place în orașe, îmi place să văd. Dar îmi plac și locuri istorice, îmi place și la plajă. Dar revenind la povestea asta, am avut o perioadă, în perioada stării de urgență, eu am fost separată de ai mei, soțul și copilul meu au stat 2 săptămâni în izolare împreună acasă, eu m-am mutat la firmă, iar în perioada respectivă am luat supermarketurile într-una din zile la rând. Și mă duceam și mi s-a părut absurd pentru mine, care nu eram, că n-aveam ce să vând în supermarketuri, ce puteam găsi în supermarketuri. Dar m-am dus aproape în toate într-o duminică. Mi s-a întâmplat asta și mi s-a părut o mare ciudățenie. Așa suntem noi oameni, așa e natura umană. Dar întorcându-ne la voi, la picturile voastre, la atelier, la clienții voștri, la contactele pe care le-ați avut cu clienții în această perioadă, cum s-a întâmplat? Online. Online. Noi am respectat toate normele și toate prevederile cu sfințenie. Așa suntem noi obișnuiți. Bineînțeles, dacă ele sunt în favoarea omului și respectă adevărul, le respectăm. Logic. Din păcate, unii confrați de-ai noștri nu le-au văzut ca pe norme corecte unele dintre ele și de aceea produc disensiuni chiar între prieteni, chiar în familie, chiar între, eu știu, instituții. Ceea ce nu mi se pare corect. Nu există încredere în... a produs această ruptură. În alte state, am auzit și la televizor, la multe emisiuni, cetățeanul a spus, avem încredere în guvernul nostru și ok. La noi nu. Bineînțeles, nu vreau să discutăm despre asta. Dar dacă normele sunt corecte, nu văd de ce nu le-am respectat. Pe mine știi ce m-a surprins? Frații mei creștini, unii dintre ei, care de obicei se dau smeriți, de data asta n-au fost. Da, surprinzător. S-a întâmplat, să știi. Este uluitor. Deci este uluitor. Am rămas toată viața am cunoscut smeriți, iar acum au fost nesmeriți. Iertați-mă licența. E, asta e. Vor învăța, pentru că sunt etape. Observați că încet, încet, de la cuvântul că nu există virus, aceștia au ajuns să zică că există, dar nu e așa de grav. Acum o să urmeze etapa următoare, în care este considerat într-adevăr un virus grav și periculos. Eu nu vreau să am pe conștiință pe nimeni, eu vă spun sincer. Nu m-am dus la nimeni, am evitat să mă prezint, mi-am pus măscuță, m-au întrebat, dar de ce îți pui măscuță, că eu n-am COVID și am zis, da, dar am respect pentru dumneata și poate am eu și nu vreau să te îmbolnăvesc. Eu am o responsabilitate. Am o responsabilitate să-mi iubesc aproapele, că așa zice în Biblie. Și atunci, dacă nu punem în aplicare ce zice, mai este o chestiune. Am o creștină care a zis că eu mi-e frică, toată ziua spun despre câți morți sunt la televizor și am intrat într-o oarecare depresie. Nu e normal să se spună la televizor numărul de morți. Și am zis, dar de ce nu? Pentru că tu îmi spuneai acum câțiva ani că părintele Cleopa, marele nostru duhovnic, ne spunea să ne gândim măcar o dată pe zi la moarte. Iată că acum ne gândim la moarte la fiecare breaking news. Și nu e bine? Adică noi acum avem ocazia să fim mai ca părintele Cleopa. Glumesc, bineînțeles. Adică a ne gândi la moarte este un lucru foarte prețios în viața unui om. Pentru că dacă nu ne gândim la moarte, noi avem impresia că suntem veșnici aici pe pământ, ceea ce nu este adevărat. Știi cum e? Cred că până acum toată lumea s-a gândit la teorie, partea teoretică. Acum când ne apropiem, să zicem așa, de moarte sau de o problemă, ne speriem, ne șocăm, nu ne vine să credem.
Și atunci ne dăm seama că nu suntem chiar așa cum spunem că suntem. Acum poate ne redescoperim, poate ne dăm seama chiar cam pe unde ne încadrăm și contează mult. Eu zic că a fost ca un examen. Și ba este. Zic că este războiul generației noastre. Absolut. Muzică ni s-a luat libertatea, dar ei nu știu sau nu-și mai amintesc sau nu vor să mai își amintească câtă libertate ni s-a luat nouă pe vremea lui Ceaușescu. Atunci eram într-un cenușiu și îngrădiță în graniță, pentru că știu că sunteți dintr-o zonă de graniță și știți ce înseamnă să stea soldatul cu mitraliera în spate. Eu am trecut prin foarte multe faze, o să povestim o dată și despre asta. Dar ideea care este? Strămoșii noștri au trăit război real. Cu bombe, cu... Nu zic că acesta nu e un război psihologic, dar și atunci au avut stres, că erau avioane deasupra, părinții mei povesteau, erau copii, fugeau în pădure, că veneau ba rușii, ba americanii, ba nemții, ba rușii, ba iarăși rușii, ba nu știu ce. Așa și... este. Acum ce facem? Ne e greu să ne apărăm cu un mini scut, cu o măscuță? Nu fac eu teoria, e bine, nu e bine, că ne apără, nu ne apără. Dar vreau să spun... Respectul față de celălalt e mai important decât ce cred eu. Asta e părerea mea și eu, din respect pentru alții, nu vreau să fac rău nimănui, mă feresc și îi îndemn și pe alții să nu mă expună dacă nu e cazul. Haideți să revenim la motivul întâlnirii noastre de astăzi. Voi aveți 20 de ani de iconografie și iată, aș vrea să întreb cum a fost începutul. Începutul... Trebuie har, e mai mult decât o meserie. Este har, este vocație, este talent, este chemare. Da. Este cu totul deosebit, nu pentru că suntem noi, dar într-adevăr Dumnezeu ne-a luat dintr-un loc și ne-a pus aici. Este o chestiune pe care nu avem cum să o ignorăm. N-a fost, să zicem, o dorință de-a noastră neapărat lumească cu logică umană. Dumnezeu ne-a știut capacitatea de, și rezistența la stresul acesta, pentru că nu vă vine să credeți, dar și în cazul nostru avem perioade în care suntem obosiți, stresați, din diferite motive, mai ales pentru că noi lucrăm la termen. Gândiți-vă că noi nu ne mai aparținem nouă. Fiecare face la serviciul lui meseria, după 8 ore vine acasă, e liber, își urmează cursul. Noi nu mai avem timp liber. Noi muncim cel puțin 10-11 ore pe zi. Am zis cel puțin, imaginați-vă că muncim mai mult câteodată. Și asta, într-un fel, este foarte bine pentru noi, că nu mai avem timp de lucruri inutile. Ce să fac astăzi? Nu mai știu ce să fac. Uite că noi știm ce să facem. Ba noi ne sună, am un botez, când? Săptămâna viitoare, am o nuntă, când? Peste 2 săptămâni. Și atunci noi începem să dăm din mâini și să rezolvăm. Nu e general valabil, adică nu toți clienții noștri sunt așa, nu ne presează așa tare, dar vreau să spun că munca asta pe noi ne-a întărit sistemul imunitar. Tot vorbim mult de imunitate în aceste zile, nu? Da, când mă întreabă lumea, domnul Matei, cum vă întăriți sistemul imunitar? Păi cu muncă. Uite, cu muncă. Și cu optimism. Să știți că sunt foarte optimist. Și am întrebat pe foarte mulți, scuză-mă, și pe prietenii mei și la cei care le-am luat interviuri, oameni din toate domeniile. Domnule, cum vă trece? Cum a fost cu pandemia asta? A fost greu? Avem și lucruri pozitive? Și toți au găsit lucruri pozitive. Toți au ieșit mai întăriți. Toți au redescoperit, cum spunea și Cornelia. Apropo de muncă, că zicea de 11 ore. E foarte îți place. Dacă faci ceea ce îți place, nu simți cum trec orele. Și e ca un pansament, ca un balsam. De exemplu, eu cel puțin și Matei și cred că toți pictorii, când se pun la șevalet, e un moment de relaxare. Mai ales noi aici că lucrăm cu sfinți. În acești 20 de ani am cunoscut atâția sfinți, încât nu cred că dacă făceam această meserie, îi cunoșteam. Altă meserie. Da, altă meserie. Așa că e ceva deosebit și merită să lucrezi 10, 11, 12, 15 ore, dacă le faci cu plăcere.
voi ați învățat și istorie și poveștile sfinților. Pentru că fiecare sfânt are în spatele lui, este o personalitate, are o poveste. Dați-mi voie să vă spun ce a legat de asta. Bine că ați ridicat mingea la fileu aici sus, pentru că este foarte important. Mulți oameni se uită la tot felul de filme. Foarte bine, nu e nicio problemă. Și eu m-am uitat și mă uit și mă voi mai uita. Dar atenție, nu vă uitați la nimic până nu citiți din viețile sfinților, oameni buni. Sunt cele mai tari filme pe care le-ați văzut vreodată și le faceți aici în creier. Pentru că, din păcate, cinematografia națională sau mondială nu se ocupă cu viețile sfinților, ci doar cu personaje fictive care sunt total nepotrivite pentru educația unui popor. Și nu vreau să dau nume, dar le știți. Oameni buni, uitați-vă la ce doriți, la ce vă place, ce gen de film, ce carte vă place. Nu înainte de a citi viețile sfinților. Veți vedea lucruri pe care nu vi le imaginați acum și sunt vieți reale, adică subiectele sunt din viața reală. Mi-ar place ca în România să existe o casă de producție care să facă filme de lung metraj, cum se fac la Hollywood, cu viețile sfinților. Uitați, Părinte Arsenie Boca. Extraordinar, domnule. Dacă era personaj american, aveam acum seria 7. De ce nu avem măcar un film de lung metraj sau mai multe? Sunt câteva documentare făcute de domnul regizor Nicolae Mărginean cu artista noastră mare, Maria Ploaie, dar sunt documentare care sunt extraordinare. Hai să facem și un film artistic, haideți să investim în ce avem noi. Noi avem, poporul român este de o valoare extraordinară. Au spus-o niște americani care au venit la Brașov, la Înșcheii Brașovului, la Părintele Olteanu. Și a zis, părinte, dacă noi am avea istoria României, am fi fost de mult, mult mai de mult cuceritorii lumii. Noi nu vrem să cucerim lumea decât prin cultură, artă și cine dorește prin credință. Dar să vă spun ceva, fără credință se duce totul la vale. Uitați așa. Și atunci, noi trebuie să ne raportăm la emisiunile noastre, la filmele noastre, la cărțile care le scriem, poeziile care le scriem, eu știu, la casele care le construim, în primul rând, la Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu, totul este aproape zadarnic, dar toate strecătoare. Așa este. Și întorcându-ne la voi și la aveți sfinți preferați pe care, că nu știu exact cum să formulez întrebarea. Am înțeles. Am avut, dar nu mai avem. Nu de mai ce? Aveți. De ce ați avut și de ce nu mai aveți? Pentru că la început am un sfânt preferat, sfântul care te ajută, sau numele tău, porți un nume. Deci ăsta e sfântul meu, sfântul Matei, sau sfântul Cornelius, care este unul dintre cei mai mari sfinți, apropo de sfântul Cornelius. Cea mai mare credință, Domnul Iisus a spus așa, atâta credință cât a văzut la acest sfânt Cornelius, n-a văzut în tot Israel. În acești 20 de ani am învățat să iubim pe toți. Pentru că fiecare are o viață deosebită, fiecare s-a dedicat lui Hristos și au fost martiri unii duhovnici și așa mai departe și nu putem să facem o diferență între ei. Bineînțeles că, cum a zis și Matei, avem sfinții noștri pe care îi purtăm de la botez, anumiți sfinți vindecători, dar toți sunt extraordinari. Deci orice viața unui sfânt care o citești, nu poți să zici că e mai interesantă decât a sfântului Nectarie sau a sfântului Mina. Fiecare e deosebit. Eu vreau să spun ceva apropo de sfinți. Oamenii au impresia că sfinții sunt doar în calendare. Te duci în calendar și te uiți, sfântul cu tare, în ziua cu tare, sfântul cu tare și încă am sfinți. Greșit, oameni buni. Sunt mult mai mulți sfinți care nu sunt în calendare. Iar eu vreau să vă spun despre sfinții care sunt printre noi. Să știți că în fiecare zi, dacă ieșiți în oraș, veți trece cel puțin pe lângă un sfânt. Așa cum se înțelege cuvântul sfânt. Adică un om drept, care iubește pe Dumnezeu și își iubește aproapele și respectă cele 10 porunci. Căci se spune că nu există oraș, sat, comună, cătun, care să nu aibă un sfânt, căci dacă n-ar avea, acea localitate dispare. Și eu vorbeam cu Cornelia. Uite, te ne arată la Discovery, la
Digi Live, la nu știu ce canale, emisiuni cu Machu Picchu, cu o grămadă de localități mari care au fost megalopolis, nu mai există. Deci nu mai era niciun sfânt acolo. În schimb, Reșița, precis, sunt sfinți. Pentru că Reșița există și Reșița, dau exemplu Reșița, pentru că acolo este sediul Banat TV. E important. Mulțumesc. E foarte important și nu exagerez și nu glumesc. Așa e și la Covazna la noi. Așa este și în Canada. Așa este peste tot. Am fost, ne-a ajutat Dumnezeu și am fost în lume de la nord la sud și în Europa. Și la Anina. La Anina nu mai zic. La Anina m-ai atins la punctul slab acum. Păi de asta am vrut să aducem discuția și despre Anina și despre stațiune turistică și despre faptul că pe tine te-am auzit prima dată vorbind, că iată s-a întâmplat întâmplarea, că Anina a, că a ieșit hotărârea de guvern prin care Anina a devenit stațiune turistică. Uite, doamna Cornelia, am făcut cruce că într-adevăr s-a împlinit un vis de-al meu și de-al Cornelei mai de mult, ca această localitate atât de frumoasă să poarte titulatura și să fie cu adevărat o stațiune turistică. În 22 octombrie anul acesta am primit vestea de la domnul primar Gheorghe Românu că s-a aprobat, țin legătura cu dânsul destul de des, ca să zic așa, telefonic și când ne întâlnim la Anina acasă, pentru că eu practic n-am părăsit Anina decât cu trupul, cu sufletul și cu mintea niciodată. Când mi-a zis cineva, las că tu știi că ai trăit atâția ani la Anina. Păi și acum trăiesc acolo. Acum am posibilitatea să trăiesc, uite, online, unde vreau eu, dar mai acolo unde sunt. E și mama mea acolo, fratele meu, care este un promotor al turismului din Anina și le doresc succes echipei. Și fostele echipe care au fost la primărie și actuala echipă, din toată inima, pentru că ei pun în aplicare visele noastre, practic. Noi am pornit această inițiativă, am scris, am făcut pagini de Facebook, Anina stațiune climaterică, am zis eu. Și probabil că în viitor așa va fi. Dar pas cu pas, e greu, oamenii trebuie să înțeleagă, nu se poate din prima. Chiar și dumneata mi-a spus la emisiune, nu se poate din prima așa repede. Da, așa e. Mi-amintesc că la interviurile care ni le-ați luat că am discutat pe tema asta și am reținut. Așa este. De atunci m-am liniștit. Nu mă mai grăbesc așa tare. Și totuși, anul acesta, anul pandemiei, am observat că mulți români au umblat prin stațiunile noastre și au descoperit țara, zona. Și e un lucru benefic. Uite, în anul acesta al pandemiei, mulți ne-au spus... Ani de zile am fost în străinătate. Anul acesta îmi propun să călătoresc în România, să-mi descoper țara. De ce nu ne vedem țara cu adevărat ochii? Acum, într-adevăr, procentul celor care și-au descoperit țara și o apreciază este mult mai mare decât în anii trecuți. Am întâlnit oameni care 20 de ani nu și-au petrecut concediu în România. Și asta va ajuta zonele acestea, cum e și Anina, cum sunt alte zone agroturistice, mai micuțe. Le vor ajuta pe viitor să crească. Cum a fost la Covasna vara asta? Vara, să știți că stațiunea a funcționat. Uluitor. În martie, când s-a decretat starea de urgență, am zis gata, s-a terminat, se închide, faliment, la revedere. Nu a fost așa. Din contră, au venit turiști, în majoritatea bătrâni, pentru tratament, dar toți au respectat, toți au fost cu mască, inclusiv în oraș. Deci îți dădeai seama cine e turist, cine purta masca tot timpul. Atunci când nu era obligatorie. Deci oamenii au fost responsabili și n-am auzit un caz de îmbolnăvire. Deci n-au fost focare. N-a fost niciun focar, fiind stațiune. Eu m-am speriat, Doamne, o să fie dezastru. Trebuie să vă spun că în Covasna au fost printre primele orașe afectate de coronavirus. Două persoane, mi se pare că au venit de la schi din Italia și s-au îmbolnăvit, n-au știut, în sfârșit. Și localitatea, cetățenii au intrat puțin în panică. Dar nu s-a întâmplat nimic. În martie s-au luat niște măsuri foarte stricte în oraș. Primăria a fost pe fază, Consiliul Județean. Și toți am respectat. Am stat cu minți în casă, și nu s-a mai multiplicat. Iată că se poate.
Se poate, dacă există bunăvoință, înțelegere. Aici oamenii sunt mai organizați. Dacă se spune o chestie de la primărie, dau un exemplu, lumea zice că da, e ok, pentru că au încredere. Chiar am vorbit e cu foarte important. Da. E foarte important să aibă încredere în autorități, iar mesajele autorităților să fie clare și simple. Clare, da, să nu fie cu jongleuri, că atunci omul simte. Nu sunt perfecți nici conducătorii noștri, dar sunt ai noștri, adică ne reprezintă acolo. Ei sunt părinții noștri, sunt verișorii noștri și ei trebuie să aibă grijă de noi, că dacă au grijă de noi, au grijă și de ei. Dar apropo, revin la Covazna. Covazna a funcționat și funcționează bine din punctul ăsta de vedere, tocmai din cauza responsabilității. Și la biserică foarte frumos, toată lumea se respectă, aici toată lumea ordonată și fără nicio problemă. Mi-a plăcut asta pentru că eu iubesc pe covăzneni, iubesc pe anineni, iubesc pe bănățeni și pe toți oamenii, pentru că Dumnezeu Hristos ne-a zis să ne iubim numai pe noi înșine. Să-mi arate mie cineva care a zis că da, dacă iubești pe ortodoxi, intri în rai. Să știți că nu. Trebuie să iubești pe toți. Și pe galbeni, și pe negri, și pe pieile roșii. Și pe cei de alte credințe, până la urmă. Că... Ce pictează Cornelia? Aici... Cornelia, ce pictezi? Da, pictez o lucrare pe pânză. Este Maica Domnului cu pruncul. E o icoană mai deosebită. Face parte din icoanele cu motive tradiționale. Nu știu dacă se vede bine. Ștergar este în lucru pe margine și face parte, cum spuneam, dintr-o serie mai deosebită cu tricolor. Lucrări de expoziție, lucrări care le place românilor, le place românilor care sunt plecați departe, pentru că le aduce aminte de România, de ștergar, de tricolor, de lucruri care sunt din moș străbun. Și așa e și normal, pentru că depărtarea de casă amplifică dorul. Dar și românii din zona asta Transilvaniei sunt mult mai atenți la ce înseamnă tricolor. Așa este... Astea sunt realități și ele trebuie spuse. Eu vreau să spun că mi-amintesc acum, dacă nu vine o întrebare, despre expoziția de la Reșița, de la Direcția de Patrimoniu și Cultură, Cara Severin, atunci când prin bunăvoința și, pot să spun, prietenia domnului Iosif Ervin Țigla, am fost invitați să expunem acolo, am expus nu numai iconografie, ci și tablouri laice, și fotografii. Peisaje, da. Peisaje din Covazna, pentru că am vrut să promovăm stațiunea pe plan național și internațional și să aducem turiști din Banat Covazna. Pentru că pentru mulți ani și ani de zile Covazna Arghita a fost o zonă așa, o nebuloasă. Ei, acum au înțeles că sunt lucruri extraordinare, oamenii sunt extraordinar de primitori, ne înțelegem foarte bine, colaborăm. Și zona este superbă. Eu compar județul Covazna și Arghita cu județul Cara Severin, la frumusețe. Unii excelează în ape minerale, adică cei de aici, de la noi din Covazna, Arghita, ceilalți, adică Cara Severin, prin celelalte minunății naturale, zonă karstică, linii ferate, Dunărea și așa mai departe. Și vreau să spun că am fost tare bucuros și de prezența mass media la expoziția noastră, printre care dumneavoastră ați venit și ne-ați luat și un interviu și vă mulțumim încă o dată. Așa lucruri frumoase nu se pot uita. Am avut și bucuria să avem o prezentare a doamnei Ljubița Rajkić, poeta noastră dragă. Da. Și m-am bucurat că am putut să vin acasă cu lucruri care să atragă atenția. Pentru că și domnul Ervin Țigla vine de 20 și nu știu câți de ani la Covazna. Iată că se poate. Doar 500 de kilometri sunt între noi. Ceea ce nu e mult. Mai ales pentru cei care merg în insule Canare, Seychelles. Și așa mai departe. Da. Au fost ani bogați. Am avut multe expoziții. Chiar anii trecuți, numai într-un an, am fost pe două continente și am expus în 3-4 țări. Și chiar discutam cu Matei în acel an. Oare de ce Dumnezeu a vrut ca anul acela? E atât de
acum, în anul 2020, îmi dau seama de ce s-a întâmplat atunci, atât de comprimat, pentru ca să mergi pe două continente, să ai expoziții și să poți să faci față și clienților și atelierului, acum nu știu dacă aș mai putea să fac efortul ăla, munca aceea. În Australia, unde ați mai fost atunci? În Danemarca, în Austria. În două orașe din Australia, în Canberra, în capitală, și în Melbourne. Și ce să spun, pe lângă expoziție am mai făcut și noi așa facem de obicei, adică mergem cu serviciu, dar ne și îmbogățim sufletește, pentru că, de exemplu, Danemarca. În Danemarca am expus la Biserica Ortodoxă din Copenhaga, a fost vernisajul, dar expoziția mare s-a ținut în sediul ambasadei române din capitala regatului Danemarcii. O lună de zile a ținut. Noi am fost invitați de către ambasadorul de acolo, domnul Matei Ardeleanu Viorel, care este din Cărbunar de loc. Ah. Avem niște oameni extraordinari în Cara Severin, foarte puțin cunoscuți. De exemplu, din familia aceasta Ardeleanu au dat mari oameni. Au fost tatăl dânsului, care a fost general major, doctor, profesor, la Academia Militară, Gheorghe Ardeleanu, și îl omagez cu mare drag, pentru că datorită lui și datorită lui eu trăiesc acum și pot să dau acest interviu. Pentru că eu m-am născut cu o malformație la inimă, care pe vremea aceea nu se putea salva decât în situații de excelență, și a fost așa o situație că prin acest om care era profesor la Academia Militară din București, l-a cunoscut pe domnul doctor, profesor Vasile Cândea, care a fost președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, după aceea, și m-a operat. Pe vremea aceea era colonel. El împreună cu celebrul deja doctor Ion Țintoiu, care este medic cardiolog de talie mondială, spun eu, central din București. Și acești oameni s-au unit. Eu fiind copil la vârsta aceea, să înțelegem, aveam 11 ani, eram în ultimul ceas. Chiar domnul doctor mi-a spus: Matei, ești în ceasul al 11-lea. Și pe vremea aceea, în 1979, a zis așa: numai Dumnezeu te poate salva. Pe vremea când nu ai voie să vorbești despre Dumnezeu. Și mai cu seamă un cadru de talia lui la nivelul acela, mă dați seama că eu am fost operat la Spitalul Militar. Era secție la Spitalul Fundeni. De ce spun și lucrurile acestea? Pentru că avem oameni de o calitate excepțională. Și porniți de la noi din Banat. Acest domnul doctor Gheorghe Ardeleanu, profesor, generalul, a pornit de la zero din satul acesta de munte. Și a făcut școală profesională la Reșița sau a mers mai departe la liceul la Seral. Și a făcut Academia Militară la Moscova. Și s-a ocupat numai de partea tehnică a lucrurilor. Nicio carte tehnică în România anilor până în 89 nu trecea la tipar fără semnătura lui. Atât de bun era și era considerat. Singurul om care era deasupra lui și îl chema la raport era doamna tovarășa Elena Ceaușescu. Dar atât avea deasupra. Și mi-a spus, eu eram copil, îmi povestea: Matei, este foarte greu, pentru că statul nu ne recompensează după munca noastră. Că invențiile care le-am făcut eu în altă țară erau plătite cu foarte, foarte mulți bani. Dar eu am făcut-o pentru țară. Deci tot ce făcea, el a făcut așa ca o chestie interesantă, doamna Cornelia, prima tabelă electronică pe un teren de fotbal din România. De pe statul în Steaua. Și știți cum a făcut-o? Cum facem noi rebus. Adică pentru el era extraordinar de simplu. Și a zis așa: tovarăși, cum era atunci, păi toate țările au tabele electronice, numai noi n-avem, și câți oameni avem de știință aici? Nu putem face niște becuri care se aprind? Și a făcut el, acest om de excepție, care făcea borduri electronice. Închipuiți-vă la ce nivel avea el educația. Am fost la el, că am locuit la el. Și înainte de operație și după operație și de câte ori mergeam la control. Și m-am uitat în bibliotecă și văd cărți, 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 culori diferite.
și am citit. Cine e autorul? Profesor dr. Gheorghe Ardeleanu. Aia cealaltă, profesor dr. Gheorghe Ardeleanu. Toate erau scrise de el, o bibliotecă întreagă. Și am zis, vai, Doamne, și stăteam la apartament, la bloc. Așa a știut statul să-ți recompenseze. De aceea, dragii noștri conducători, uitați-vă la oamenii din fața dumneavoastră, că toți sunt o valoare și care, într-adevăr, dovedesc valori și muncesc. Recompensați-i cât sunt în viață, că degeaba după ce a murit îi faceți o statuie. Sunt atâți oameni de mare valoare în toate domeniile. Da, Dumnezeu să-l odinească pe Nea Gheorghe, pe tata Gheorghe, și să vă spun că mai sunt și alții în Banat. Și uite, domnul doctor, interviu săptămâna trecută. Valoare, cât este defautat. Așa e. Dar să știi, clinica de la Slatina Nera, care, al cărui titor este, se va deschide. Asta e foarte important. Da, Doamne ajută, am văzut inaugurarea din 15 octombrie. Am fost foarte fericit, nu-mi vinea să cred, pentru că am avut ocazia să o vizitez când era șantier și domnul doctor mi-a prezentat-o. Lângă clinică este schitul Sfântul Siloan, atonitul, lângă clinică, mai puțin mai după Nera, este mănăstirea Nera. Iată locuri de vizitat, locuri de umblat. Eu le spun la toți pe unde merg și în țară și străinătate, veniți în Banat, veniți în Covasna. Și să știți că unii vin. Deci uitați, din om în om. Dar dacă s-ar face o publicitate serioasă, să facem, eu știu, un spot publicitar, domnule, bani se găsesc dacă se coordonează, uite, spre aceste unități media, cum aveți dumneavoastră, de exemplu. Oameni care filmează avem, oameni care gândesc scenarii avem, oameni care distribuie media avem. Hai să facem, pentru că vom trăi din turism. Anina va trăi din turism. Ița poate să trăiască și ea. Pe vremea când era un alt domn primar, mi-a spus, Matei, să pictez ceva și cu Reșița, ca să o promovăm, că a văzut că merge. Merge, domnule, hai să o promovăm prin artă, să o promovăm prin cultură. Frumusețile industriale ale Reșiței. Noi suntem sătui de industrie, că ne doare capul de câtă industrie am avut. Dar iată că poate deveni un punct de atracție turistică extraordinar. Și revin la Anina, am vorbit cu domnul Gheorghe Românu și zice că s-a aprobat fonduri și începe acum proiectul cu Puțu 1. Mina Anina, muzeu vizitabil, Bor cu Colivia. Eu am lucrat acolo, doamna Cornel, eu știu ce înseamnă. Eu am lucrat în mină, două zile. Două zile am intrat și am zis că în viața mea nu mai intru. M-am promis că nu mă mai duc. De ce? Păi eu... E greu, hai să nu zic urât, e greu. Oamenii aia intrau și nu știau dacă mai ies. Toată lumea judecă, miner, vai de capul, nu e așa. Oamenii erau pe muncă ca noi să avem căldură, ca noi să avem lumină. Eu am lucrat la baza de aprovizionare de la Anina, la combinatul miner Banat, am fost tehnician. Și mergeam în țară cu o foaie și semnam compensările. Noi dădeam cărbune, alții ne dădeau curent, alții ne dădeau șalopete. Mină, duceam lemn de la Covasna și din Arghita. Eu eram delegat, plecam în toată țara. Pentru ce? Pentru lumina, pentru căldură. Nici nu știu câte am de povestit. Sunt foarte multe. Crivina, de exemplu, ar fi făcut o mare lucrare să fie muzeu, să fie vizitabil, la Urasu. Păcat. E foarte bine că se va face un muzeu. Generațiile următoare nu știu ce înseamnă o mină, nu știu ce înseamnă această industrie, de atâția nu se mai face industrie. Și e bine să lăsăm ceva în urmă, chiar dacă generația care a trecut nu li se pare ceva interesant, tot mină, tot industrie, suntem sătui de așa ceva. Da, dar cei care vin, ce lăsăm în urmă? Asta e istorie, asta e adevărul. Dar să vedeți ce frumos e să vizitezi o mină, că noi am avut ocazia să o vizităm, o mină de lângă Viena, de lângă orașul Mödling, unde am expus noi. Acolo este o mină. Dar dacă ai puțină imaginație și știi să faci turism, să profiți de fiecare obiect, să-i dai o valoare care are nu știu câți ani, să scoți totul frumos la lumină, o mică apă. Vagonetele, pietrele de mină, da. Colivile. Generația nouă zice, wow!
Ce interesant. Ar zice ce e cool. Da? Ar fi cool să vizitezi Minanina. Vă e dor de o expoziție. Uite ce răspuns am dat amândoi. Ne e dor și nu ne e dor. Expoziția presupune foarte mult efort. La niște artiști. Sunt mai tainici. Acum, având în vedere că noi pictăm icoane, vă dați seama că noi trebuie să ne rugăm, trebuie să fim mai liniștiți. A ne expune e foarte dificil din punct de vedere sufletesc. Dar cu drag o facem dacă există un interes real și dacă cineva organizează așa cum a fost la Reșița, așa cum a fost la Brăila. Eu vă spun, am expus în atâtea locuri, și în țară și în străinătate. Dar cum a fost la Reșița și la Brăila, mai rar. Vreau să spun și să-i mulțumesc lui domnul Ervin Țigla și celor care au fost atunci în echipă. Că așa frumos cum am petrecut la Reșița atunci, la doar 30 de kilometri de casa mea de Anina, n-am petrecut. În toată lumea. Cu siguranță vor mai fi și domnul Țigla va mai avea prilejul să vă invite și să organizeze o expoziție. Eu cred în lucrul ăsta. Mare 20 drag. De ani e mult sau e puțin? M-aș întoarce aici ca să fie ciclic, că cumva întâlnirea noastră. E mult că te gândești, nu e 2, e încă un 0, sunt 20 și au trecut așa de repede, dar au fost cei mai frumoși ani din viața noastră, cel puțin. Și dacă dă Domnul să mai fie încă 20, ar fi minunat. Pentru că, așa cum a spus și înainte, am cunoscut mulți ființi, am avut o perioadă extraordinară, a trecut enorm de repede, așa, rapid, dar ne bucurăm. Vreau să spun că a fost, e și mult, e și puțin, pentru că noi vrem să mai lucrăm. La 25 de ani, dacă Dumnezeu ne ajută să facem câteva expoziții importante, așa cum de fapt am și avut, pentru că vreau să spun că cele din Copenhaga, cele din Austria și cele din Australia au fost organizate la nivelul cel mai înalt posibil. Unde am fost? Am fost invitați de către ambasadele României sau oficialitățile locale din orașele respective. Ceea ce a făcut ca organizarea să fie perfectă. Am avut, de exemplu, în Australia 120 de invitați, numai pentru noi, că era într-un cadru de 1 decembrie și primul festival al genului creativității românești, oameni din corpul diplomatic. Am cunoscut oameni de pe toate continentele, diplomați, ambasadori și de la Vatican și de la Guatemala. Avem icoane care sunt în Afganistan, oameni buni, la tabăra militară, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Afganistan. Avem cruci pictate, troițe, pe munți, la aproape de 1777 de metri, aici în Covasna, la aproape de vârful Lăcăuți. Și cine știe unde în lumea asta sunt icoanele noastre, că nu le putem ști pe toate. Dar vreau să spun că o ordinare și să țin minte, după Reșița, Brăila ne-a dat pe spate, mă iertați de expresia asta, cu organizarea, o doamnă Cornelia Negoiță, altă Cornele din viața mea. Iată legătura între Corneliu și Cornelile și Sfântul Corneliu. Să știți că are o mare putere. Rugați-vă la Sfântul Corneliu, toți ascultătorii, că vă ajuta. Uite, m-a ajutat, mi-a dat-o Cornelia și am o colaborare extraordinară cu doamna Cornelia Dunăreanu și vă mulțumim încă o dată, pentru că întotdeauna ați fost alături de noi, ceea ce nu e puțin lucru. Mulțumesc! Cred că meritați, adică mi se pare normal. Să meritați. Și mă bucur și vă aștept să ne vedem cu drag. Mai vreau să te întreb ceva, Matei, pentru că în perioada asta am văzut că faci niște interviuri în pandemie și ai avut tot felul de personalități. Ce să spun? Spune lumea despre interviurile tale? Unii sunt foarte entuziasmați pentru că ascultă părerea unor oameni importanți. Acum, pe foarte repede înainte, spun doar câțiva din invitații mei care știe lumea mai bine, domnul Dumitru Prunariu, cosmonautul român, a un cuvânt de spus extraordinar, atât de frumos a vorbit și am urmărit, am reprogramat acest interviu pe canalul nostru de YouTube, Revista Pozitiv, și am ascultat cu mai mare atenție. Tot ce a spus atunci se împlinește acum.
și ne-a dat, adică a avut așa o viziune a lucrurilor. Oameni inteligenți. Sofia Vicoveanca, când era în stare de urgență, izolată în apartamentul ei din Suceava. Am vorbit telefonic, că nu avea posibilitate tehnică și am făcut un video, zic video interviu pentru că ne-am pus imagini cu doamna Sofia Vicoveanca și cu actorul Silviu Biriș. Fiecare a avut trăirile lui, momentele lui, momente de derută. Vă dați seama că pandemia ne-a luat pe toți de unde eram. De pe stradă. Unii au prins pe stradă, unii în atelier, unii în televiziune. Deci, acești oameni sunt oameni reprezentativi pentru noi și am încercat să aduc și încerc încă și eu să mai iau interviuri cu oameni care ne reprezintă, practic, și ne învață câte ceva. Ne avem de învățat de la fiecare. Am oameni care nu sunt de acord cu anumite lucruri. Spuneți, oameni buni, ce nu sunteți de acord? Că e foarte bine, pentru asta am luptat la Revoluție. Eu am fost la Revoluția la Timișoara, am participat de la minutul 1 până la final. Și știu ce înseamnă să n-ai libertate și să tragă cu mitraliera după tine. Și să nu spună cineva că ni s-a furat libertatea acum, pentru că încet, încet pot să-i aduc dovezi că nu este așa. O să treacă și perioada asta. Este o perioadă grea, dar nu este o perioadă imposibilă. Să nu ne mai lasă de mult de sistem. Ne vom îndrăveni, vom trece, ne rugăm la Dumnezeu. Unde e rugăciunea la Dumnezeu pentru să treacă pandemia mai repede și unde e rugăciunea la Dumnezeu pentru conducătorii noștri? Pentru că mulți, când le spun, vă rugați pentru conducătorii noștri. Doamne ferește! Păi cum vine asta? Ce creștin ești tu dacă tu zici, Doamne ferește, conducătorul, el este pus de Dumnezeu acolo și dacă nu luminează Dumnezeu și pe el să ne apere, nu o să ne apere. S-au vrut multe spitale, nu s-au vrut catedrale. Acum avem și spitale și container, avem de toate. Iată că avem nevoie. Și o să mai avem nevoie, pentru că lumea a vrut spitale. Iată cu perioada cu spitale. Dacă aveam mai multe biserici, nu aveam atâtea spitale. Pentru că oamenii care sunt credincioși, sunt oameni evlavioși, sunt cei mai buni cetățeni ai țării. Credincioșii sunt cei mai buni cetățeni și mai fideli ai unei țări, ai unui continent. Că noi nu mai suntem România, o singură țară. Și hai să ne apărăm România. Noi trebuie să ne apărăm Europa. Noi trebuie să ne apărăm globul. Trebuie să avem grijă de planetă. Planeta altfel este țara noastră. Oameni buni. Așa este. Eu vă mulțumesc, dragii mei, că ați fost aici, alături de noi, via Skype. Sper să ne vedem și face-to-face. Dacă nu, ne vom mai întâlni și așa. Să ne întâlnim sănătoși. Asta e cel mai important lucru. Doamne ajută! Doamne ajută! Toate o să treacă, cum au trecut războaiele, toate necazurile. O să trecem pandemia asta și o să ne vedem. O să avem grijă de noi, o să respectăm tot ce trebuie să respectăm și o să ne întâlnim la o ceașcă de cafea. Da. Mulțumim din suflet. Scuze-mă, și eu vreau să mulțumesc pentru că invitația aceasta ne-a bucurat tare mult, pentru că suntem foarte legați de persoana doamnei Cornelia Dunăreanu și echipei de la Banat TV. Întotdeauna am simțit o apropiere, iar când ascultăm interviurile pe YouTube cu ceilalți invitați, numai vocea ne aduce bucurie în atelier. Mulțumim din suflet. Doamne ajută! Și eu vă mulțumesc!